Ludi! Ludi, ce mă bucur că te văd! Ce sunt drag? În drum spre televiziune și uite ce mi se întâmplă. A, o simplă pană de cauciuc. Te rog, mă ajuți? Multă plăcere, ai un cric, o coarbă... Nu, 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 nu-i nevoie, lasă, dragă, nu-i nevoie, ridic eu mașina, spun eu, ridic eu mașina, că știu. Și tu scuți roata. E bine? E bine. Hai, te rog, hai. Cât e de micuță de statura Aura, dovedește o forță extraordinară. Hai, dragă, scoate roata! Ei, stai, dragă, pur și... Stai, că nu am eu o problemă atât de simplă, nu e? Mie, totuși, mi-ar trebui un cric... Coarbă, un levier. Las eu jos, ridici tu mașina și scot eu roata, da? De acord. Spis nu pare convins că va putea executa aceeași manevră și numai cu o mână. Hai, hai, hai să încercăm cu amândouă. Hai, hai, sus, sus! Ce nu face omul ca să-și salveze onoare? Extraordinară, nu te supăra, ai un prim plan. Mașina asta nu ridica nici cu toată figurația din Aida. Ești nemaipomenit, nu? Uite, am avut o cameră ascunsă cu care te-am filmat acolo și una de dincolo. Farsă de revelion. Te rog să-mi de unde să fi știut Sărmanul Șpis că un cric se afla bine ascuns sub mașină?